Mai mult ca sigur, toți cunosc ce este un reflex, iar unii chiar cunosc că există reflexe condiționate, adică care le dezvoltăm pe parcursul vieții, deci reflexe necondiționate sau înnăscute pe care nu le putem controla. Propun să analizăm în această ediție nouă cele mai puternice reflexe necondiționate ale fiziologiei umane. Reflexul de retragere a mâinii în caz de durere sau din foc. Acest reflex implică o reacție rapidă la durere și este esențial pentru prevenirea arsurilor grave sau altor leziuni, fiind mediată de către căile nervoase reflexe din măduva spinării. Reflexul de dilatare a pupilelor la frică Sub acțiunea stresului sau a fricii, sistemul nervos simpatic declanșează o dilatare rapidă a pupililor, îmbunătățind astfel capacitatea de observație în situații tensionate. Reflexul de lovitură în zona genunchiului sau reflexul rotulean este un exemplu clasic de reflex monosinaptic în care o lovitură sub genunchi duce la întindere rapidă a mușchiului quadriceps și la extinderea genunchiului. Reflexul piloerector este controlat de sistemul nervos simpatic și implică contracția mu mușchiului piloerector a pielii, care determină ridicarea firilor de păr în cazul unor reacții la frig sau de frică. Reflexul de tuse acest reflex implică o succesiune de contracții musculare puternice la nivelul diafragmei, toracelui și gâtului, menite să îndepărteze corpul străine din căile respiratorii superioare. Reflexul de strânut este un răspuns rapid la iritații din căile respiratorii, care implică o expulzie puternică a aerului din plămâni pentru a îndepărta potențiale particule străine. Reflexul de înghițire implică o serie complexă de contracții musculare automate care împing alimentele și lichidele din cavitatea bucală în stomac, fiind coordonat de centri nervoși din trunchiul cerebral. Reflexul fotomotor. Acest reflex este controlat de sistemul nervos simpatic și parasimpatic, iar constricția pupilelor este determinată de acțiunea musculaturii irisului ca efect la pătrunderea luminii în ochi. Și probabil cel mai important reflex, reflexul de aspirație. Această acțiune este mediată de nervii cranieni și de centrele nervoase din trunchiul cerebral, responsabile de hrănire și subt. De asemenea, acest reflex este esențial pentru specia umană deoarece anume el induce hrănirea adecvată și dezvoltarea copilului.